Potrivit comunicatului Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme, matriculările de autovehicule noi au crescut în ultimele 4 luni din 2020. Cel mai semnificativ avans s-a înregistrat în ultima lună a anului, când au fost vândute 18.363 de unități, în creștere cu 18,5% față de aceeași lună a anului precedent. Pe ansamblul întregului an, vânzările de autoturisme au scăzut cu 21,7% față de 2019 la 125.000 de unități. Surpriza s-a înregistrat la categoria autoturismelor verzi, respectiv cele electrice, precum și cele full hibrid, care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă. Vânzările acestor autoturisme au crescut cu 103,5% anul trecut. Pe subcategorii s-a înregistrat un salt de 89% la autoturismele full electrice, la 2846 de unități, și unul mult mai consistent de 158% la cele hibride plug-in, 1037. Autoturismele full hibrid înregistrau la finalul anului trecut un avans de 5,2% la 5.019 unități. 55% din totalul achizițiilor au fost realizate de persoane juridice, se mai arată în comunicatul Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme.